Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sunt yBFdetroit și acesta este Alien Swarm, un joc lansat de către Valve undeva prin anul 2010, mai precis în data de 19 iulie, cu mențiunea că este un joc free-to-play, disponibil cu ajutorul clientului Steam. Intrați la Store, scrieți în colțul din dreapta sus Alien Swarm și mai departe presupun că vă descurcați voi. În acest moment sunt prezentate cele patru clase disponibile în joc, Officer, Special Weapons, Medic și Technician. Eu mi-l voi alege pe Jäger, iar pe restul îi voi lăsa default, că mie lene să-i modific. Star Mission și cam așa stă treaba, eu sunt cu Pokémon ăsta. Și avansez fără frică unde văd cu ochii. Ceea de gen. Pac, pac, pac. Dăm cu piciorul că nu ne doare. În acest moment vom avea nevoie de un tehnician pentru a hack-ui ușa. Și îl voi alege pe Crash. Și o voi face. Trebuie unită partea stângă, partea dreaptă. Cam așa. La led din nou pe Jäger și avansez. În curs din dreapta jos avem o hartă pentru a ne putea da seama pe unde suntem și tot acolo un motion sensor care ne prevestește inamicii, ca să zic așa, pe care îi vom omorâ în momentul de față cu un skill peste medie, reușesc să îi extermin în cel mai scurt timp. Glumesc. Hai frate, bine. Nu vrei, nu poți să te oblig. Așa. Ce frumos cade. Avansăm puțin câte puțin și ajungem în acest loc unde îl voi pune pe Crash să desudeze ușa, care nu știu de ce a fost sudat. Puțin important. Mergem mai departe unde ne întâlnim cu vechii noștri tovarăși pe care îi vom bloca ca niște șefi ce suntem. Opa, opa, așa, din nou avansăm. Avansăm, să dăm ușa. Iarăși avansăm. Rahati, n-ai bimerit. Cu zeama voastră de tot rahatul. Lăsăm sentriganul într-o poziție total strategică. Ținem partea stângă a noastră. Cât timp Crash va face hack-ul acesta. Trebuie să aducem toate cifrele 1 pe aceeași linie. Așa. Bun, am reușit. Downloading critical day. Super. Am reușit. Pe ce voi? Într-așa mentiri, am secondary fire. Wow! Ce mama mea de-a fost ăla. Să-mi trag nervii, deci știam ce o fost.
puțin important. Demontăm încă. Acum o vom face. Îi chemăm pe șef. Și în acest moment cred că voi plasa aici un medic kit pentru a ne hilui cu toți. Aproximativ cu toți. Avem nevoie și de puțin ammo. Așa. Wildcat l-a luat pe tot ca o nebună. În fine, mai plasăm în aici. Și încă una aici. Și nu mai avem nimic, în fine. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Înainte. Hai să dea vă ușa. Bun. În acest moment voi folosi pentru prima oară Sentry-gun-ul pe care îl voi plasa aici. Așteptăm să se instaleze. Am făcut-o și observați cum domină aceste creaturi malefice. Avansăm printre explozii la niște șmecheri. Omorâm ce? Atacă, tot ca niște șmecheri. Așa. Este un butoașul acestea roșii pentru a ne bloca, ne debloca drumul. Aha, v-am făcut. Avansăm. Avansăm până la acest lift. Am zis că avansăm până la lift pe care îl activăm și pornim în drumul nostru către ieșire. Mă voi plasa aici pentru că, sincer să fiu, nu prea bate vântul. Da. Un medic kit avem nevoie. Jocul intră într-un slow motion pentru aproximativ un minut și merge un pic cam nasol. O să zic că framează într-un fel. Mai fac niște sărituri de Rambo aici. Pac, pac. Mersi, Fate. Crash, nu știu ce face, se odihnește. Mai am destul aim-ul în sentry, deci cred că voi
face față la aceste mici provocări. Mai punem un beacon de asta de refacerea vieții. Da, mai avem destule. Cred că dăm și cu un flare care parcă mărește damage-ul la armură. Deci nu prea este nevoie în acest prim level pe care îl prezint acum. Nu prea trag că se descurcă pe echipierii mei. Dacă merge mai bine, ar fi altă treabă. N-are cerință așa mari jocul, un pic de procesor mai trebuie la el. Și e totul ok. Câteva momente vom debarca. Cam acum. Hai, lasă-mă. Un dive shot șmecher. Din păcate, numărul de alien plus un om. Cam acesta a fost Alien Swarm. Și dar cam trebuie să-l jucați. yBFdetroit, over and out.